câteva cântări. Suntem un grup de tineri de la București, un cor creștin. Să cânte în mod deosebit ei. Noi ne luăm după ei. Și pe parcursul ăsta ne facem anunțuri, da? Aleluia, când, aleluia,
Thank you.
să ne ridicăm și să cerem binecuvântarea Domnului într-o rugăciune. Tatăl nostru care ești în... ne-am strâns în această seară ca să ne vorbești la fiecare în parte. Doamne, stăm înaintea Ta și Te rugăm să ne vorbești în această seară. Stăm înaintea Ta deschiși și Te rugăm ca Duhul Tău să cerceteze inimile noastre și să ne deschidă inimile, Doamne, să ascultăm cuvântul Tău și să Ți auzim vocea Ta. Ai atâtea lucruri să ne spui, Tatăl nostru. Ai atâtea cuvinte să ne spui în această seară. Te rugăm, Doamne, să ne faci inimile libere să primească cuvântul Tău. Te rugăm ca Duhul Tău să se coboare în mijlocul nostru și să ne cerceteze prin cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, să ne-L descoperi pe Domnul Iisus în această seară. Cel care a murit pentru păcatele noastre, Cel care a înviat și este la dreapta Ta. Și fiecare inimă să se plece înaintea Ta într-o atitudine de smerenie, de pocăință și de închinare. Te rugăm, Doamne, să dai putere cuvântului Tău prin Duhul Tău cel Sfânt și să dai smerenie inimilor noastre să se pocăiască înaintea Ta. Te rugăm mult, Doamne, să binecuvintezi întâlnirea noastră cu prezența Ta. Dacă nu vii Tu să ne vorbești, ne-am întâlnit degeaba. Te rugăm, Doamne, să Te înduri de doi în această seară. Și îți mulțumim că este o zi de har în care cuvântul Tău se vestește. Îți mulțumim că ne-am întâlnit fără să fim persecutați. Îți mulțumim că ne-am întâlnit liber, Doamne, să ascultăm cuvântul Tău. Dar Te rugăm să nu lași Tu întâlnirea noastră fără binecuvântarea Ta. Ne plecăm înaintea Ta și îți mulțumim că ești bun. Și datorită dragostei și îndurării Tale stăm în această seară înaintea Ta. Te lăudăm și îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, în numele Căruia Te rugăm în această seară. Amin. Amin. Vă rog să luați loc.
Citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Luca, capitolul 15, începând cu versetul 11. Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetul 11, cei care avem Bibliile, pagina 1010. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când el era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat, pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Am citit din locul acesta pentru că cei care ați primit invitații pe spate este întreg textul pe care l-am citit. Este cunoscut locul acesta sub numele de pilda fiului risipitor. Nu este o poveste. Este o povestire adevărată. Se întâmplă și astăzi.
Și ca să vedeți că este adevărat, unii dintre noi suntem părinți, nu-i așa? Și avem copii și cel mai mult și cea mai mare dorință este ca să îi avem cu noi și să ne asculte. Și adevărat este și faptul că copiii nu ascultă. Și sunt unii care pleacă de acasă. Și sunt unii care nu pleacă cu mâna goală. Pentru că ce să faci cu buzunar gol? Este adevărat. Probabil că ați auzit predici din locul acesta și probabil că unii ați mai citit locul acesta. Aș vrea doar în câteva minute să vedem ceva despre Tatăl. Aici Domnul Iisus Hristos prin această povestire adevărată a vrut să ne arate ceea ce nu putem să vedem cu ochiul liber. Într-un mod clar, a vrut să ne arate ceea ce este în inima Tatălui. Este, dacă vreți, spunea cineva, partea afectivă a jertfei de la Golgota. Este ceea ce este în inima Tatălui atunci când cu ușurință ne dăm seama că este vorba de Tatăl din ceruri. Tatăl acesta îl înfățișează pe Tatăl din ceruri pentru că dacă am vrea să limităm, nu reușim. Nu reușim. Atâta bunătate, atâta dragoste, atâta libertate să dai copiilor. Să fii gata să împarți averea înainte să mori. Să nu te gândești că poți să rămâi pe drumuri. Nu se potrivește astăzi Tatăl acesta. Nu putem să facem ceea ce a făcut El. De aceea, Tatăl acesta îl înfățișează pe Tatăl din ceruri care a făcut lucruri și face lucruri care depășesc gândirea noastră. Pe acest Tatăl aș vrea să vedem puțin. În primul rând, spunea cineva că pilda aceasta se mai numește din punctul de vedere care am vrea să-l vedem în seara aceasta un pic. Nu pilda fiului risipitor. Pilda Tatălui care aleargă. Tatăl care aleargă. Cât stați aleargă după copii? Alerga după un fiu care venea acasă. Era în pericol. Evreii știau lucrul acesta. Un copil care a plecat cu averea era un copil proscris, era mort, așa cum spune cuvântul aici. Și dacă avea îndrăzneala să vină acasă, trebuia ucis cu pietre. Pentru că călcase legea lui Dumnezeu. Și când Tatăl s-a dus, tocmai asta a vrut să întâmpine, a vrut să prevină. Ca cei din sat, cei din localitate să nu pună mâna pe pietre și să-l omoare. Merita. Și fiul, cu riscul acesta, s-a întors la Tatăl. N-a fost ușor. Tatăl care aleargă, dar înainte de a alerga, înainte de a-l vedea pe fiul cel mic venind acasă, a fost un timp în care a trebuit să dea. Și averea aceea era ceea ce strânsese el. Era tot ce avea. Prin avere nu însemna doar bani. Însemna tot ce avea. Trebuie să dea. Și a trebuit mai mult decât să dea lucruri materiale. A trebuit să dea din inimă. În inimă erau doi fii.
Și atunci când el a dat partea fiului celui mic, el știa. El știa de ce o cere fiul cel mic. Nu e așa că părinții, noi, cei care suntem părinți, ne cunoaștem copiii. La început mai greu, dar în timp ce cresc, deja creștim. Cu tare este în felul acesta, ăsta este altfel și tot așa. Îi cunoaștem. Îl cunoștea tatăl. A văzut cum a crescut, a văzut cum s-a purtat, a văzut ce preocupări avea. Și știa că o să plece și atunci, dând averea, știa că o să-l piardă și pe el. Dar cu riscul acesta, i-a dat drumul. Tatăl a dat și tatăl a început, din momentul acela, când fiul a plecat, a început o altfel de viață. O viață de așteptare, o viață de îndelungă răbdare. Era îndelungă răbdare, așa cum spune cuvântul, dragostea este îndelung răbdătoare. L-a așteptat. Și vedem așteptarea lui prin faptul că atunci când a venit fiul, nu știa când vine. Nu i-a trimis niciun e-mail, niciun SMS, nicio scrisoare. Nu i-a trimis nimic. Vezi că vin. Pregătește. Nu. Tatăl l-a așteptat și când l-a văzut, a alergat. L-a sărutat mult. A căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Dragostea Tatălui este imaginea dragostei lui Dumnezeu Tatăl, care a dat tot ce a avut. Ce a avut mai scump. Nu se poate compara nicio bogăție din lumea aceasta cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu Tatăl. Și este inima Bibliei care ne spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Fiindcă atât de mult ne-a iubit pe noi Tatăl, că a dat pe singurul Său Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Tatăl a primit pe Fiul care s-a trezit. E adevărat că s-a trezit atunci când era la porci. Când era la troacă, lângă porci. Când era în poziția cea mai de jos în care putea să ajungă un evreu la porci. Dar a venit. Este un lucru aici care mie mi-a atras atenția. Sunt multe imagini aici. Domnul Iisus a avut, datorită divinității Lui, datorită faptului că El este Dumnezeu întrupat, a putut să spună multe lucruri prin cuvinte puține. Și aici vedem pe de o parte pe Tatăl din ceruri, este imaginea Tatălui de aici din ilustrație. Este sunt cele două imagini ale fiilor, cel tânăr și cel mare, dar este și stăpânul la care s-a dus fiul cel mic. Și care așa ușurință putem să ne dăm seama că este stăpânul cel rău. Este în contrast cu Tatăl. El nu are fii. Sau are fii smulși. Așa cum spune Domnul Iisus, voi aveți de Tată pe diavolul. Imaginea stăpânului acestuia, stăpânul de la porci, este imaginea diavolului. Satana mai este numele lui. Sau șarpele cel vechi.
sau cel rău, sau Lucifer, are multe nume. Aici este stăpânul porcilor, care robește pe fii, nu sunt fii, dar îi robește. Și mi-a tras atenția lucrul acesta. Stăpânul porcilor are oboare. Și tatăl are obor. Fiul cel mare era la oborul tatălui. Fiul cel mic era pe oboarele satanei. E adevărat că cel mic se întoarce, se pocăiește, măcar că pentru unii cuvântul acesta doare și pe mine mă înțepa în inimă cu mulți ani în urmă când auzeam de pocăință. Dar face bine. Este medicamentul amar, dar care face bine, pocăința. Fiul cel mic și-a venit în fire și s-a întors. Asta este pocăința. Și-a dat seama de starea în care este și s-a întors. Și-a crezut. Și credința lui a fost puternică pentru că să vii acasă cu riscul de a fi omorât cu pietre, să vii acasă știind cum ai plecat, a plecat cu bani mulți, banii tatălui și i-a risipit, acum venea în zdrențe, nu avea nici încălțăminte în picioare. M-a mirat că spune robul în relatarea către fiul cel mare că l-a găsit bine și sănătos. Nu știu cât de sănătos era. El nu era doctor, ca să-l dea seama dacă era sănătos. Dacă era sănătos, rămânea acolo. A venit fiul cel mic, care a fost departe. Dar și fiul cel mare, chiar dacă a rămas acasă, era și el departe de tatăl. Pentru că asta este viața. Sunt unii care au curajul să plece cu totul de acasă și sunt unii care au curajul să plece nu cu totul, doar cu inima. Așa a plecat fiul cel mare. Și inima lui nu era cu tatăl, era cu prietenii, era cu munca, era cu măcar un ied. Fiul cel mic era cu totul. Așa a spus el. Vreau tot ce mi se cuvine, a luat tot ce îi se cuvenea, a risipit tot ce îi se cuvenea. Fiul cel mare era cu niciodată. Niciodată nu mi-ai dat, niciodată nu mi-ai făcut, niciodată, niciodată. Și era plecat și el cu inima. Că nu s-a bucurat. Inima lui nu era împreună cu inima tatălui. Inima lui nu s-a bucurat când s-a bucurat inima tatălui. De aceea, îmi dori împreună, în seara aceasta, să vedem inima tatălui. Inima lui Dumnezeu care ne iubește. Fie că suntem departe pe oboarele satanei, fie că suntem aproape, dar cu inima tot departe, să ne apropiem de inima lui Dumnezeu și să simțim alături de inima lui Dumnezeu. Să se nască în noi dorința aceasta ca să facem ceea ce este inima lui Dumnezeu. Ceea ce dorește Dumnezeu să facem. Cred că este cel mai bine pentru viețile noastre. Poate că suntem dintre cei care asemănăm cu fiul cel mic departe de tot. Așa sunt unii.
resping total. Am părțit aceste invitații, am fost la o intersecție și unii luau, dar unii le-au aruncat. Era o invitație din mâna unui om, dar dincolo de aceasta este o invitație din mâna lui Dumnezeu. Este o invitație către inima lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne apropiem de El. Este Dumnezeu care alergă. Poate să alerge Dumnezeu, poate să alerge Tatăl, poate să vină El către noi, poate El să se apropie de noi, sigur că poate. Mai repede decât poate să alerge un om, alergă Dumnezeu către noi. Și ne vrea, spune Cuvântul Dumnezeu, că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru Sine, pentru El. Dumnezeu ne iubește și ne vrea alături de El. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu și în El vedem dragostea lui Dumnezeu. Am scris pe invitație că am dorit să ne bucurăm împreună. Este o altfel de bucurie. Este bucuria care vine de la Duhul lui Dumnezeu. Tatăl a dorit să se bucure cu fiii, cu cei doi fii, nu numai cu cel mic, și cu cel mare. Roada Duhului este dragostea. Și după aceea vine bucuria. Este o altfel de bucurie. Nu este bucuria cu prietenii. Nu este bucuria cu femeile desfrânate. Nu este bucuria în păcat. Nu este bucuria pe ogoarele satanei. Nu este bucuria... Este bucuria Tatălui. Veselia Tatălui. Și aceasta izvorăște din... A fost mort și a înviat. Este minunea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să învie un om. Este învierea aceasta spirituală la care ne cheamă Dumnezeu și care o dorește Dumnezeu în viețile fiecăruia. Și aceasta se poate face prin pocăință față de Dumnezeu și credință în Domnul Iisus Hristos. Dacă vreți, mi-am imaginat roada aceasta a Duhului, un fruct. Nu este fructul de pe piață, este un alt fruct. Și acestea nu mai au gust. Dar fructul acesta are câteva componente. Și prima componentă este dragostea. Și acesta este învelișul. A doua este bucuria. Și aceasta este culoarea. Culoarea vieții noastre. Bucuria. Ce culoare avem? Culoarea vieții noastre ne arată cât suntem de sănătoși. Cât suntem de aproape de Dumnezeu. El să ne ajute să ne bucurăm împreună cu El. Și această bucurie să fie, cum spune un om al lui Dumnezeu, bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Amin. Thank you.
doresc să mă îngăduiți să spun cum am întors-o la Domnul Iisus. Am puțin emoții. Mă bucur să văd tineri să am aici. Domnul Iisus a lucrat prin fratele meu, mai mic ca mine, pentru o suferință. Este mărturia lui, dacă aș putea spune așa, și n-aș vrea să intru în prea multe amănunte. El a pățit ceva medical și a nebunit cumva. M-am dus la Spitalul Nou, în București, Spitalul de Nebun, cine nu știe. Și într-o zi a luat Biblia și a citit-o. A început să citească din ea. Și eu când am văzut prima dată am zis, am nebunit mai rău. Asta a fost prima reacția mea când am văzut cu Biblia în mână. Sunt căsătorit și vorbeam cu soția mea și ziceam, ce se întâmplă cu el? Nu mai e același. Nu mai vedeam. El de obicei pe casă mergea cu ceva de genul ăsta. Nu reacționa. Dacă îl striga, e cu greu să întorcea asta. Nebunise cu adevărat. Și acum era mai normal. Mult mai normal decât îl știam noi până să nebunească. Și nu înțelegeam nimic din ce se întâmplă. Și auzisem că merge la o biserică evanghelică și păi, de ce face lucrurile astea? De ce se duce acolo? Și în timpul ăsta noi ne puneam întrebările acestea și până să vin pentru prima dată în biserica în care mergea el nu m-a invitat să și îl refuzasem de atâtea ori. Ziceam că am treabă, că nu putem, că diferite motivele noastre. Și într-o zi, de duminică, acum 2 ani, s-a întâmplat lucrul acesta de flori. Eram cu soția mea în parc. Ne vedeam de viața noastră, dacă aș putea spune, de planurile noastre. Aș avea multe de spus, dar vreau să fiu scurt. Relația între mine și soție nu mergea cum trebuie. Așa. Și am ieșit în parc să ne destindem. Era duminica. Și seara, s-a apropiat de seara, era ora 5 și primesc un telefon de la fratele meu și mă invită dacă vreau să vin, că la ora 6, deci peste o oră, e un program special de flori. Așa. Și atunci nu m-am gândit ce motiv să-i dau asta și am zis că venim. Și nici n-am întrebat-o pe soția mea când mă uile aia. I-am zis că venim. Și i-a zis, bine, să mergem acum. Aveam o oră și trebuia să ajungem acasă, că aveam pături cu noi, ne lăsăm ceva să mâncăm și nu puteam să plecăm direct. Ne-am grăbit cât am putut și am ajuns la această biserică. Și de obicei, nu e ca aici. În biserica în care mergem, stă bărbații la bărbați și femeile la femei, cu mine. Numai că aici suntem așa. Nu vorbisem nimic înainte, cu niciun gând să mă întorc la Domnul Iisus sau ceva de genul ăsta. Să mă gândesc, bă, ce-o fi acolo, ce se întâmplă, ce lucruri se întâmplă. Și la prima predică, dădeam dreptate la ceea ce se spune. Mi s-a părut ceva extraordinar sau că trebuie să fac ceva. Dar la a doua, nu știu să explic. Poate să vi se întâmplă și vouă seara asta și o să vedeți că e inexplicabil lucrul ăsta. Mi-am dat seama că toată viața mea care am trăit-o până în clipa aia era greșită înaintea lui Dumnezeu. Că tot ceea ce trăiesem eu, toate gândurile, tot ce spuneam, tot ce mi-a plăcut în viața asta, era o greșeală înaintea lui Dumnezeu.
Și am zis, Doamne, cum am putut să cred lucrul ăsta, că eu sunt un om bun, fiindcă mă gândeam și eu la cer. Și pot să ajung în cerul tău bunătatea asta, că ziceam, nu fumez cabla, că nu beau cum beau unii de așa, nu că nu am pus țigara în gură sau nu am devenit dependent, dacă aș putea spune asta. Nu eram răit și cu băutura la fel, beam un pahar sau ceva de genul ăsta. Nu eram bețiv. Și mă gândeam, n-am omorât pe nimeni, lucruri din astea. Noi zicem, grav sunt pușcăriași și lucruri, gangsteri sau așa. Da. Sunt multe lucruri care le-am făcut, care mi-e rușine să le spun. Și e locul potrivit să vorbim despre. Și atunci starea asta am avut și am zis, Doamne, numai înaintea ta am păcătuit. Și am zis în inima mea, nu am spus la nimeni. Am zis, până aici a fost viața mea. Eu nu mai vreau să trăiesc așa. Ceva să se schimbe, nu știu. Nu era cuvinte să le spun neapărat. Dar le gândeam în inima mea. Și în gândul meu. Ziceam, nu se poate să trăiesc așa. Și s-a terminat ce a fost acolo cu evanghelizarea și a venit fratele meu cu câțiva prieteni de-a lui din adunare, a început să ne explice așa ceva din cuvânt. Și eu și soția mea de-abia așteptam să plecăm. Eu neștiind ce avea în gând soția mea. Când am văzut-o prima dată și uitasem de ea, am zis, ce să-i spun eu acum? Ce să-i spun? Că eu vreau să mai vin aici, vreau să se schimbe ceva. Mă speria gândul ăsta și îl aveam mereu în minte și în drum spre casă, tot mă gândeam cum să-i spun, cum să mă adresez și până să-i spun eu, îmi spune ea, trebuie să venim aici. Dumnezeu lucrează și în viața ei și n-am văzut în seara aia și nici n-am realizat ce s-a întâmplat în viața mea. Dar a doua zi am văzut roadele. De 3 ani aproape lucram în același loc. Îi știam perfect. Toate lucram pe șantier și poate e cineva care știe cum e pe șantier, cu înjurături despre soții, despre mame, glume, multe. Și deodată când am intrat pe mașină în care mergeam toți la muncă, am crezut că am ajuns în altă parte, n-am nimerit mașina. Aceleași înjurături care le știam, deci duminică era liber, dar le știam lăsând pătări. Ultima zi. Și acum era luni. Și zic, unde am ajuns? Ce se întâmplă? Nu puteam să mai aud acele înjurături. Și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și s-a întâmplat multe lucruri din asta, dar asta e doar o roată. Și să spun despre soția mea, tot luni, când am venit acasă, am văzut că și împachetase niște țoale să le arunce. Și când mă uit, era fuste mini, decoltate, multe lucruri, pantaloni scurți. Și fusese doar duminică. Nimeni nu-i spusese, nu e bine să te îmbraci așa, nu e bine să porți așa. Nu învățase nimeni să facă lucrurile astea. Și asta era roada că Dumnezeu lucrează în viața noastră. Și eu cred că Dumnezeu e aici. Și nu e la întâmplare că ați venit aici. Poate ați venit din curiozitate cum mi s-a întâmplat și mie, poate. Ați primit această invitație și hai să vedem ce e acolo. Poate e altcineva care chiar îl caută pe Dumnezeu. Nu știu, Dumnezeu te știe și știe și inima ta. Așa cum o știe și pe a mea și a știut-o și în ziua aceea. Nu e vorba doar de o zi, dar e vorba de un început. Și contează începutul. Alege-L pe Dumnezeu pentru viața ta. Renunță la viața de păcat. Asta am făcut și eu. Îmi plăceau multe lucruri. Aș putea să zic, știu ce înseamnă să trăiești la 14 ani, ce înseamnă la 15. Am puțin peste 30 de ani. Știu multe din păcate. Din păcate. Despre păcate.
fiindcă și eu le-am făcut, sunt la fel ca voi, nu sunt special. Nu sunt cu nimic mai bun ca dumneavoastră. Doar e îndurerea lui Dumnezeu. El ne iubește pe toți. Indiferent ce am făcut, El ne vrea pentru El. Ok. Domnul ne așteaptă pe fiecare. Nu este departe de niciunul din noi. Este chiar lângă noi, chiar ne mână cumva. Așa cum mi s-a întâmplat și mie, că mi-am dat seama ce înseamnă viața asta de păcat și împotriva cui am păcătuit. Și să-ți dea puterea să renunți la ea, nu să faci ceva, adică vreau să renunți. Mie nu mi s-a întâmplat așa, nici soției mele. N-a învățat-o nimeni, nu ne-a învățat nimeni ce să facem. Dumnezeu nu ne poate învăța pe orice. Mulțumesc Lui pentru tot. Amin. N-aveau îngrijorările noastre, n-aveau problemele noastre. Și
Sunt și ei la taclale acolo. Au început să stea de vorbă, nu vă vine să credeți, despre Biblie. Și au început să curgă ironiile, batjocurile, disprețul la adresa acestei cărți, Cuvântului Dumnezeu. Au încercat să-l prindă în oră și pe el, gazda, și gazda a reacționat foarte ciudat, de genul de minune, domnilor, de minune. Vă provoc, vă dau un condei, vă dau ceva de scris și vă provoc să vă apucați să scrieți acum ceva. Ce știți voi? Ce vă place vouă? Și după ce ați scris, să comparați ce ați scris cu pilda fiului risipitor, adică aceasta pe care a citit-o fratele. Este o pildă de o valoare inestimabilă, de o simplitate greu de descris, dar mesajul ei rămâne permanent actual. Apropo tot de treaba aceasta cu pilda fiului risipitor, se spune despre un pictor care, dorind să facă un tablou cu fiul risipitor care se întoarce acasă, a mers prin piață, s-a uitat în stânga, în dreapta și a găsit un om, un om necăjit, un om zdrențăros, un om sărac, un om amărât. Și s-a gândit, cred că asta e imaginea. I-a spus, uite, vii mâine la cabinetul meu, am să te plătesc, vii la ora cutare, vreau să-ți fac un tablou. Omul când a auzit că e vorba de tablou, ce credeți că a făcut? S-a dus și el să se aranjeze un pic. A făcut tot ce a putut. Și într-un târziu dimineața a bătut la ușă, a deschis ușa, zice, am venit. Cine ești? Păi zice, eu sunt cel. O, zice, îmi pare rău, nu te cunosc. Zice, n-am nevoie. De ce credeți că l-a refuzat? Omul a încercat un pic de cosmetică. Noi n-am venit aici pentru un pic de cosmetică. Noi am venit aici să fim sinceri și deschiși față de acela, atenție, care îl deranjează să ne schimbăm noi. Că e o caricatură. Nu ne putem schimba. Am venit aici pentru ca să ne schimbe Dumnezeu. Dacă suntem sinceri și deschiși în seara aceasta, El este în stare, atenție, nu să schimbe haine. Astea-s doar rezultatul. Să schimbe inimi, să schimbe vieți, să schimbe caractere, să schimbe destin. De asta este El în stare, este atotputernic. Mă gândeam să spun altceva, dar pentru că timpul nu ne permite și să nu ne acomodăm cu o altă, cu un alt tablou al Bibliei, o să rămân totuși cantonat aici în acest tablou pe care mi l-a sugerat fratele. Evanghelia aceasta după Luca îl prezintă pe El, această autoritate cerească, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, într-o poziție specială, om. Este marea taina Evangheliei. Dumnezeul care s-a întrupat este Fiul lui Dumnezeu și este om în aceeași persoană, un dualism. Este o minune. Și înțelegeți-ne și să ne înțelegem cu toții. Cel care este în seara aceasta aici este tot în această calitate. Pe de o parte este Dumnezeul atotputernic, sfânt, a toate cunoscător, a toate știutor. Și atenție, este în calitate de om și ne înțelege perfect. A fost pe pământul acesta. Ne cunoaște aspirațiile, ne cunoaște nevoile, ne cunoaște genetica, ne cunoaște evoluția, ne cunoaște educația, ne cunoaște casa, ne cunoaște localitatea. Și mai mult decât atât, ne înțelege profund în structura noastră, pentru că El însuși este om și Dumnezeu în aceeași persoană. De aceea, pe de o parte, atenție, trebuie să fim foarte respectoși și foarte atenți. Aici este prezent Dumnezeu în toată slava Lui. Și pe de altă parte, trebuie să fim foarte relaxați, trebuie să fim foarte deschiși, trebuie să fim foarte încurajați și foarte optimiști. Cel care se apropie de dumneavoastră este omul Iisus Hristos. Este Fiul lui Dumnezeu și este omul Iisus Hristos. Cartea Sfântă spune, n-am venit să judec. Prima lui venire a fost marcată de acest rost.
Fiul omului a venit să caute și să salveze, să mântuiască ce este pierdut. Evanghelia aceasta după Luca, care îl prezintă pe el în această glorioasă umanitate, acela care s-a identificat perfect cu noi, v-am că aș putea să spun, a coborât mai jos decât noi. Cine dacă ar putea să-și aleagă destinul? Cine dacă ar putea să-și aleagă nașterea, zice, eu aș vrea să mă nasc în Doiețile. Este cineva de aici din Slobozia, presupunând că ar fi posibil lucrul acesta. Cine și-ar alege să, din bogat, zice, eu aș vrea să trăiesc sărac. Eu aș vrea să trăiesc în niște condiții cele mai umile, ca să pot să-i înțeleg pe toți săracii, ca să pot să-i înțeleg pe toți năpăstuiții, ca să-i pot să înțeleg pe toți tinerii. Se pare că de la o anumită vârstă a devenit întreținător de familie, fiul Mariei, nu mai zice și al lui Iosif, înțelegând că probabil fiind cel mai mare, după ce s-a născut într-un timp miraculos prin Sfânta Fecioară Maria, Cartea Sfântă spune că a mai avut niște frați și a trebuit să aibă grijă la un moment dat de încă vreo 4 frați și probabil cel puțin 2 surori, întreținători de familie. Și știți ce era? Dulgher, acela care a făcut galaxiile, acela care este Dumnezeul a toate știutor, a toate cunoscător. Imaginați-vă până unde a putut să coboare și să se identifice cu situația noastră, ca să înțeleagă pe oricine, fie că știe să lucreze la computer, fie că știe să facă un dulap sau orice altă profesie de pe pământul acesta. Deci, în condiția aceasta, în această Evanghelie, atât de umană, atât de aproape de noi, atât de aproape de inima noastră, capitolul acesta 15 din Evanghelia după Luca, îl surprinde pe el spunând 3 pilde cu același rost. 3 pilde. Se numește capitolul acesta capitolul pierduților și, atenție, veste mare, și al găsiților. Observați, Dumnezeul acesta care s-a întrupat a venit cu o nevoie mare, mare de tot. O nevoie pentru Tatăl Lui și o nevoie pentru noi. Să vedeți cum funcționează aceste două nevoi una lângă alta. Nu vă vine să credeți. Dumnezeul din ceruri are ca și dorință adâncă, profundă, să se bucure de ceea ce este al Lui. Nu așa că și noi încercăm să ne bucurăm. Faci o școală, zice, băi, să mă bucur și eu de viață. Găsești o fată bună, zice, băi, să mă bucur și eu de o fată bună. Găsești altceva sau altceva, subordonăm sau ar trebui să subordonăm viața unei bucurii statornice, reale. Mă gândesc la Dumnezeul acesta din ceruri. Ascultați, are dreptul să se bucure. Este Dumnezeu. Este Dumnezeu suveran. Și în toate aceste 3 pilde, și am să trec repede prin ele, cuvântul de ordine este acesta. Cel din ceruri se bucură. Atenție! Nu de îngeri. Sunt îngeri. Nu de tot ceea ce este în cer. Totul este splendid. Totul este deosebit. Se bucură, atenție mare, de ceva care este pierdut, este căutat și este găsit. Asta e viza. Este ca și în viața noastră firească. Fratele cu care am venit zice, mi-am pierdut cheile. Zice, nicio problemă, ne strângem noi să cântăm și vedem mai încolo. Dar eu mă gândeam, zic, cum o să poate el să facă repetiția cu drăgălași ăștia când se gândește, bă, dar totuși trebuie la sfârșit să mă urc într-o mașină să plec la București. Dar nu sunt cheile. Și ne-am vârtit în dreapta, în stânga și la un moment dat îl întreb. Îl văd vesel, precis. De ce e vesel? Și-a găsit cheile. Un fleac, nu? Când pierzi ceva și găsești, bucuria e mai mare decât dacă n-ai pierdut. Dacă el nu pierdea cheile, tot era normal. Hai mai băieți să face repetiție. Dar a găsit cheile. O, zice, slavă Domnului. Vorbesc în termenii noștri, real. Dacă pierzi ceva și găsești, te bucuri, nu? Sau te apucă întristarea. Deci am găsit Domnul. Nu trebuia să găsesc. Înțelege? Dacă vii de la spital și a reușit operația și vii acasă, cum vii? Bucuros. Dar dacă n-ai fi fost în spital, tot e normal.
Te trebuie un om pe stradă. Băi, te bucur că e sănătos, se uită la tine așa. E ce mai normal? Ce s-a întâmplat? Băi, te bucur că e sănătos? Cine se bucură? Mi se pare normal. Dar dacă cumva ai venit din spital și ai ajuns acasă sănătos, ce bucurie! Așa-i făcută viața! Atenție, și cerul acesta slăvit, cerul acesta glorios, cu Dumnezeul acesta tot puternic, care nu are nevoie de nimic, care și este lui însuși suficient. E o taină. Suntem după chipul și asemănarea lui. A investit în noi. Și dacă o găsești astăzi pe Mariana, pe Ionel, pe cei pierduți, știți ce zice cartea aceasta? Că sus în cer este mare bucurie că cineva în slobozia a fost găsit. Asta e miza lui Dumnezeu. Asta e preocuparea lui Dumnezeu. Credeți ce spune această carte. Știți de ce trebuie să credeți? Că aceste cuvinte pe care noi le citim sunt ale acelui care a venit de acolo. Domnul Iisus Hristos. El nu spune povești. Are și El o limită împreună cu Tatăl Lui. E limita lor. Nu pot să mintă. Noi nu putem să spunem adevărul. Avem și noi problemele noastre. Ăștia suntem noi. Dacă îi spui cuiva, spune-mă, mărturisește-mă. Un copilaș urma pedeapsa, urmea disciplina și nu mai dau prea multe detalii. Și cineva care era acolo, un safir, în șoaptă, în spate, zice, spune, ce dezertare! Și ăsta îngâna și gemea, că zicea că se cutremură toată casa. Și într-un final omul îi se aprinde o luminiță. Mă, să știi că o fi greu. Și îl întreabă, e greu să-ți ceri iertare? E greu, nene, e greu. Asta e problema noastră. Ăștia suntem noi, deși suntem stupizi. Păi dacă e vorba să scap de pedeapsă, spui imediat, da, sunt vinovat. Da. Revenind repede la aceste trei imagini. Dacă ceasul nu e adevărat, eu aveam... Oh, e adevărat? E 6:30? Da. Mai am un sfert de oră. Eu nu știu când a trecut un sfert de oră. Eu am crezut că de-abia am făcut introducerea. Da. Am spus așa ca să ne putem... Să ne putem destinde un pic. Nu se pare că pocăinții ăștia sunt atât de greu digerabili. Nu suntem și noi oameni ca dumneavoastră. Uitați-vă la noi. Avem aceleași haine, avem aceleași zâmbete, avem aceleași nevoi, dar mai avem ceva. Nu e al nostru. Ni s-a dat. Nu e după meritele noastre. Ni s-a dat pomană. Ni s-a dat prin har. Ni s-a dat un Mântuitor. De aceea am avut curajul să venim până aici și să vă spunem și dumneavoastră despre ceea ce am primit noi. Spuneam despre aceste trei pilde. Prima pildă, Cartea Sfântă spune despre Domnul Iisus. Este cadrul discuției este acesta. Toți păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Vă imaginați? El are o sfințenie, El are un fel de a fi care atrage. E culmea, nu? Ați văzut profesori care atrag? Mai rar, mai ales ăștia care știu multă carte, te țin la distanță. Vreau să vezi un doctor care atrage. Sfântul acesta din cerul a venit aici pe pământ și nu a venit să ne judece. Stă de vorbă cu păcătoși, adică cu noi. Și păcătoșii de pe vremea lui, buluc, unde era el, hop și ei. Măi, dar de ce vă duceți? Măi, zice, ne iubește. Și nici nu ne judecă, ne spune adevărul, dar nu ne judecă. Și are soluții pentru viața noastră. Are soluții pentru mântuirea noastră. De aceea, nu vă simțiți în seara aceasta judecați de noi. Știți care e misterul? Ne spune în așa pe lucrurile atenție, încât să ne judecăm singuri. Când te judeci singur, problema e a ta. Dar aș vrea să spun ceva. Cu cât te judeci mai bine, cu atât ești mai binecuvântat. Înțelegeți? Tânărul acesta, fac o mică precizare, tânărul acesta a început să se judece. Nu l-a judecat taicăsul. Taicăsul l-aștepta. Tatăl își plângea mâinile. Se putea duce să-l caute? Cred că dacă îl căuta și îl găsea, zicea, tată, n-am treabă cu tine. Și atunci tatăl a trebuit să stea acasă, să se roage,
să aspire, să gândească, să cugete, să se topească. Problema era a lui. A început să se judece. Vreți să vă judecați și dumneavoastră în seara asta? Dumneavoastră pe dumneavoastră înși vă. În lumina acestei Evanghelii, în lumina dragostei lui Dumnezeu, în lumina sfințeniei lui Dumnezeu, în lumina Creatorului, în lumina Mântuitorului, haideți să ne apucăm să ne judecăm în seara aceasta. Omul acesta zice, și-a venit în fire. Acesta arată că păcatul e o nebunie. Unul dacă are bea toată ziua, nu e bine, nu? Toți știi, băi, nu e în regulă. Dar unul care este desfrânat, e bine? Nu e bine. Vorbesc acum de păcatele astea vizibile. Astea sunt ușor de identificat. Le vedem de la o poștă. Dar unul care în inima lui are dispreț, are lipsă de dragoste de Dumnezeu. Nu-L vrea pe Dumnezeu în viața lui. Nu-L vrea pe Domnul Iisus în viața lui. Îi place să trăiască cum îi place lui. Măcar că revelația din seara aceasta este că în lumina acestei cărți, cum ne place nouă, atenție, lui nu-i place. Cum ne vine bine nouă, lui nu-i vine bine. Cum trăim noi, mai mult decât atât, îl deranjează pe el. Și aș vrea să reținem cu toată seriozitatea esența lucrurilor. Ce ziceți dumneavoastră, băiețelul acesta, drăgălașul care a plecat de acasă? Cum i-o fi distanța? Ce bine că ai plecat, dragul meu. Ia aici tot ce trebuie. Bine că ai plecat. Vă imaginați că așa au fost lucrurile? Nu. Cred că au plecat și tatăl au fi rămas în lacrimi. A zis, e alegerea ta. A fost greu. A fost cumplit de greu. Și știți când ne dăm seama cât a fost de greu? Este că în momentul în care tatăl, în care băiatul acesta a plecat de acasă, acasă s-a instalat, știți ce? Doriu. Deci a murit băiatul. Așa zice. La sfârșit zice, acest fiu al meu era mort. Vă imaginați ce ruptură? Vă imaginați cum simte Dumnezeu viața mea și viața ta? Este declarat doriu. Tatăl plânge, a murit băiatul. O dați seama ce înseamnă asta? Gândiți-vă în termenii umani. Am asemenea cunoștințe care au trecut prin drame de acestea. De curând am vorbit cu cineva la telefon și care îmi spunea, ce nu mai pot, mi-a murit fata, nu mai pot. E cumplit, vorbesc în termeni umani. Dumnezeul acesta din ceruri se uită la noi și zice, mi-a murit băiatul, mi-a murit fata. Păcatul este despărțire. Este ca și cum ai plecat la cimitir. El nu plecase la cimitir. El plecase și el într-o țară depărtată să se distreze. Și tata zice, trebuie să mă duc la cimitir să plâng. Băiatul meu e mort. N-am cu cine să vorbesc. Ba încă mai mult decât atât. Știți că în expresiile românești și în felul de a gândi uman este acesta. Zice, mai bine murei. Pe mort îl plângi și îți mai uiți. Dar pe un mort viu. Dacă pot să folosesc o asemenea comparație. Un mort viu. Adică unul care e plecat de acasă, care este ca și mort. Repet, pe mort îl plângi și intervine uitarea. Dar pe un mort viu poți să-l uiți? Niciodată. Mai mare tragedia. Aceasta arătând cum simțea, cum realiza, ce impact avea asupra inimii tatălui. Această gen decizie a acestui băiat care a plecat de acasă. Învățăm în seara aceasta că păcatele noastre îl deranjează pe cineva, îl doare pe cineva, îl supără pe cineva. Pe cine? Pe acela care este sus. Există un corespondent între ce este aici și persoana de sus. Dacă eu aici mint, cel de sus zice, mă deranjează. Doamne, ce legătură are? Eu sunt jos. O, zice, tu crezi că e jos și eu sunt sus. Dar eu sunt sus și sunt și jos. Este o legătură între mine și tine. Ești al meu prin creație. Vreau să te fac al meu prin răscumpărare, prin mântuire. Mă deranjează. Realizăm noi treaba aceasta în seara aceasta. Că ce facem noi jos? Îl supără pe cel de sus. Asta dacă noi realizăm, dacă noi începem să simțim, dacă pe noi ne afectează treaba aceasta, asta se numește pocăință. Să înceapă să ne doare și pe noi ce-l doare pe cel de sus. Dar, trecând repede de tot,
Cartea Sfântă spune că în prima imagine este vorba de un om care pierde o oaie din 100 de oi și aceasta ne învață că înaintea lui Dumnezeu suntem luați individual. Nu este la grămadă. Păi de ce din 100 de oi am pierdut una? Ducă-se, mai am 99. Nimeni nu este înlocuitor pentru altul. Dumnezeu nu gândește cantitativ. Dumnezeu gândește calitativ. Fiecare individ este o valoare inestimabilă înaintea lui Dumnezeu. Ești prețios, fie că ai 14 ani, fie că ai 12 ani, fie că ai 18 ani, fie că ai multă carte, fie că ai mai puțină carte, fie că părinții sunt bogați, fie că sunt săraci. Nu contează, fie că ești din Slobozia, fie că ești din București, din Paris, din Londra, nu contează. La el nu se are în vedere fața omului. Și Cartea Sfântă spune că păstorul acesta, care este o imagine a Domnului Iisus, pleacă să caute, până când găsește. Și când găsește, îl apucă o bucurie și ascultați și spun telegrafic. Ajunge acasă și decretează. Vecinilor, veniți! Ce s-a întâmplat, vecine? Vecine, nu mai pot de bucurie. Aolo, dar ce s-a întâmplat? Mi-am găsit oaia. Nu mai pot de bucurie. Auziți bine? Dumneavoastră nu mai puteți de bucurie sau nu mai putem de păcat? Și de amărăciune. Este aici cineva slobozia, ci nu mai pot de bucurie. Aveți asemenea secrete? Ăsta e secretul lui Dumnezeu. Nu mai pot de bucurie. Te-am găsit. Și atenție! Ce ziceți despre oaia aceea care era în pericol săraca prin coclaul, prin tufișul, venind lupul? Pe umeri a luat-o să o ducă acasă. Ce credeți că dacă ar fi avut glas să zică, dar de ce m-ai căutat? Și de ce m-ai găsit? Mie îmi plăcea de lup. Abia l-așteptam. Vă imaginați așa ceva? Vorbesc la modul metaforic. A doua pildă spune despre o femeie care a pierdut niște bani. S-a apucat să caute, a răsturnat toată casa, a măturat, l-a găsit. Și femeia aceasta, și metaforele sunt splendide. Sunt doar sugestii despre ce se întâmplă în cer. Se pare că este noapte, dar s-a prins lumina. Și au zis pe femeia aceasta care bate la ușa vecinilor și zice, drăgălașilor, sculați-vă, oh, ce s-a întâmplat? Păi zice, nu mai pot de bucurie. Dar ce s-a întâmplat? Ce mi-am găsit bani, am pierdut. Din 10 bani, 1. Prima dată era vorba de 1%, acum de 10%. Și o să mergem repede de tot la a treia pildă cu 50%. Vorbind în termeni ăștia de astăzi, apropo de procente. Și Cartea Sfântă zice, tot așa, vă spun că este mare bucurie pentru îngerii din ceruri, pentru un singur păcătos care se pocăiește. Mai înainte, în prima pildă cu aia, zice, este bucurie înaintea lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Cine sugerează aceste pilde? Ajutorul pentru noi cei mici de aici să pricepem un pic cam ce se întâmplă în cer. Cu privire la cine? Cu privire la noi. Cerul este în directă legătură cu noi. Cum reacționăm noi? Este receptat în cer. O spun cu toată convingerea. Dacă cineva vă refuza în seara aceasta mesajul, sus în cer, nu o să fie nicio masă, nu o să fie nicio bucurie, nu o să fie niciun ospăț. O să fie un Dumnezeu încă o dată, mâhnit, repet cu toată convingerea, mâhnit. De ce a fost refuzat? De cine? De către noi. Apropiindu-mă de ultima pildă, închid și Biblia ca să fiți convinși că nu abuzez de timpul dumneavoastră. Ultima pildă, așa cum s-a remarcat și nu fac decât să mai accentuez ceva, spune despre faptul că tânărul acesta ajunge într-o nevoie. Uitați-vă dumneavoastră, sunt nevoi diferite. Nevoia celui din ceruri este o nevoie cu totul specială. Nevoia de bucurie. Nevoia de părtășie. Îi pasă. Are o pagubă. I-a murit cineva. A pierdut pe cineva. Atenție! Asta e nevoia lui. Nevoia celui de jos. Ascultați cât e de stupidă, dar e nevoie. Și mor. Mor de foame. Mă duc la tata. Mă pocăiesc. Mă turisesc tot. Să mă primească, măcar ca argat. Mor! Lucrurile sunt pe planul acesta vizibil. Haideți să încercăm să redăm un pic de culoare. Nevoia noastră, o spune delicată, avem nevoie să fim iertați. Dacă rămânem cu păcatele asupra noastră, nu o să ajungem în cer, o să ajungem la judecată și apoi la condamnare veșnică, așa spune cartea aceasta.
Atenție, o spun cu toată delicatețea, nimeni nu se gândește la Dumnezeu. Nimeni nu se gândește la dragostea lui Dumnezeu, nici măcar dumneavoastră, nici măcar noi nu ne-am gândit. Este atât de coruptă ființa umană, încât Dumnezeu a zis, pentru voi o nevoie. Nevoia să fiți iertați, să fiți scăpați, să fiți găsiți. Pentru mine nevoia să mă bucur. Să mă bucur că am putut să-mi recuperez ceea ce era pierdut. Înțelegeți cât de mare e diferența ca între felul în care era inima tatălui și în felul în care era inima acestui băiat. Închei. Cum s-au putut rezolva aceste două nevoi? A apărut cineva care să plătească prețul. Cartea sugerează, sau Pilda sugerează, despre vițelul cel îngrășat. Asta este o imagine a Domnului Iisus Mântuitorul care a murit pe cruce. Atenție! A murit deopotrivă ca să facă posibil ca Dumnezeu să se bucure de ceea ce era pierdut, de ceea ce era mort și trebuia să învieze. Și în același fel a murit Domnul Iisus pe crucea Golgotei ca să ne plătească datoria, vina, ca să putem fi iertați. Facă Dumnezeu ca, privind spre această scenă a pildei fiului risipitor, să reținem două lucruri. În primele două pilde, păstorul și femeia caută și găsește. În cea de-a treia pildă, lucrurile sunt complicate. Dacă tatăl a plecat să caute și să-l găsească, atenție mare, s-ar fi lovit de repeliunea, de voința proprie, de robia unui băiat care ar fi zis, dar de ce mă cauți? Sunt liber. Măcar că era rob. Aici este problema mare, mare a Evangheliei. Dacă ar fi după Dumnezeu, ne-ar mântui pe toți. Dar atenție, nu vrea să treacă peste noi. V-ați imaginat ce bucurie să fie aia să-i aduci cu arcan acasă. Ce băi, mă bucur. Ce ai făcut, mă? Zice, am adus cu duba. Nici o bucurie asta. Păi zice, l-am adus cu poliția. Sau l-am adus cu... Zice, băi, hai să facem un ospăț. Nu merge, nu? Nu merge, nu merge, bineînțeles. Nu merge nici la noi. Cu atât mai mult la Dumnezeu. La Dumnezeul ăsta care e sfânt, e drept. Și în același timp, atenție, este un Dumnezeu liber, care ne-a dat o voință liberă și care vrea ca noi, convinși, de bună voie în seara asta, că suntem rătăciți, să ne întoarcem acasă. Să ne întâlnim astăzi cu El și să zicem noi, ajutați de El, e adevărat. Am păcătuit, spunea omul acesta. Am păcătuit împotriva ta. Îmi pare rău. Va vrea cineva în seara asta să deschidă gura și să spună dintr-o convingere reală, proprie, ajutat de dragostea lui Dumnezeu. Îmi place să cred că omul acesta care se întorcea acasă când își făcea socoteli, știa că acasă nu-l așteaptă tata cu un băț. Știa, zice, măi, tata, e drept, dar tata e bun, tata e milos, tata mă iubește. Asta mă încurajează. Vreți dumneavoastră în seara aceasta să vă întoarceți, așa cum spuneau frații mai înainte. Dar de ce să vă întoarceți? Pentru că sunteți în nevoie. Pentru că sunteți pierduți. Pentru că suntem în pericol să murim veșnic. Pentru că după cum observați, timpul este pe sfârșit. După cum observați, judecata lui Dumnezeu se apropie. Cum e vorba românească, zilele au intrat în sac. Suntem pe sfârșit. Trebuie să dăm năvadă ca să ne împăcăm cu Dumnezeu. E problema dumneavoastră. Nu ne forțează, dar creează cadrul. Și aproape de final este această scenă. În timp ce omul se întoarce spre casă, cineva aleargă ca să-l îmbrățișeze. Este o scenă de o duioșie incredibilă. Un tată îmbrăcat în hainele alea orientale care aleargă și zice, acum se împiedică, un tată bătrân. Părea ridicolă toată scena. Și robii după el, ce se întâmplă cu stăpânul? Aleargă, ce s-a întâmplat? Păi vine acasă un prinț îmbrăcat frumos, călare pe un cal alb. Oh, no! Un zdrențăros. Un om care venea de la porci, de la troacă. Poate troaca noastră e pornografia. Poate troaca noastră e curvia. Poate troaca noastră e lăcomia, este hoția, este troaca. Avem și noi troaca noastră. Ce gânduri murdare poate avem în inimă, în viață.
Trebuie să ne întoarcem de la porci la Tatăl. Credeți că se merită? Uitați-vă la comparația asta. De la porci la Tatăl. Credeți că se merită? Da, zice, și-a venit în fire. Dar trebuie să ne întoarcem de la porci la Tatăl. Îl îmbrățișează și îl sărută și îl copleșește și el își spune mărturisirea lui și apoi Tatăl își aruncă o privire peste umăr și zice, repede! Repede de tot, nu mai rezist! Haina cea mai bună, inelul în deget, încălțăminte în picioare, tăiați vițelul, puneți masa, să ne bucurăm! Pare că este așa ceva, parcă zice, dar de ce atâta grabă? Păi zice, bucuria este imensă. Nu mai pot să aștept. Tatăl ăsta este un entuziast, îndrăznesc să spun. Dumnezeu este entuziast, Dumnezeu este pasional. Noi abia ne dărâm, noi abia ne gândim. El aleargă, El vrea. Este pasiunea Lui, este bucuria Lui. Este să-și arate toată dragostea Lui, să-și arate toată inima Lui. Față de cine? Față de cineva care merită. Nu! Față de cineva care nu merită. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe fiul ăsta risipitor? Nu îi se dă numele, ce bine, ca să ne putem pune numele nostru. Și începe veselia și nu mai intru în amănunte cu ceea ce urmează în tabloul celălalt. Aș vrea să remarcăm cuvântul acesta. Au început să se veselească. Dragii noștri, asta e Evanghelie. Noi zicem, noi nu ducem la pocăiți că începem să ne întristăm. Așa zicem noi. Așa zice diavolul. Diavolul zice, vrei un pic de veselie? Dar ticălosul de el, după veselie, știți ce urmează? Întristare. La Dumnezeu este lucrul acesta. Care este? Să mărturisești. Asta e întristare? Aș spune-o cu toată convingerea. Nu e întristare. Este demnitate să-i spui unui tată ce ai făcut. E demnitate. E bun simț. Nu e lașitate. E onestitate. E sinceritate. E spre slava lui Dumnezeu să spui ce ai făcut, mai ales atunci când nu urmează pedeapsa, ci urmează iertarea. De aceea, problema de a mărturisi este onorabilă. Încheiem. Sunt oameni care refuză să spună. Sunt oameni care sunt orgolioși, care sunt mândri. Sunt oameni care nu se gândesc la salvarea lor, cu atât mai puțin nu se gândesc la onoarea lui Dumnezeu. Știți unde vor merge dânsii? Cartea Sfântă spune de ocară și rușine veșnică. Dragii noștri, ce minune că sunt aici atâția tineri. După numele acestui oraș frumos, Slobozia, Dumnezeu vrea să vă elibereze. Vreți? Nu vă eliberează cu forța. Vrea să vă dea bucurie. Vrea să fie un început în seara asta. Au început să se veselească. Așa începe mântuirea lui Dumnezeu. Cu bucurie și cu veselie. Credeți-ne și experimentați, verificați, gustați. Să vedeți ce bun este Domnul Iisus. Facă Dumnezeu ca aceste cuvinte care s-au spus până acum să vă atingă inima, să vă faceți un proces de conștiință, să vă judecați viața dumneavoastră, să vă mărturisiți păcatele și atenție, să credeți că acela care pe crucea Golgotei a murit, a plătit și a vărsat sângele ca să ne poată ierta. Și mai spun și lucrul acesta doar pentru că este esențial. Prin sângele Lui este posibil să avem iertarea păcatelor. Este sigur, dacă primim această jertfă pentru noi personal. Facă Dumnezeu ca aceste cuvinte să meargă la inima dumneavoastră și să luați o decizie în seara aceasta. Amin. Amin. Thank you.
invitația suna, te aștept să vorbim. Ne-am gândit să fie și un timp în care să putem să discutăm, să putem să ne deschidem și acesta va fi în următoarea jumătate de oră. Dar înainte de a putea vorbi, pentru că, așa, nu doar din Slobozia au venit, nu doar de la București. Cine este de la București? N-a sus. Cine este din Slobozia? N-a sus. Mai sus. Au venit de la Urziceni, Jilavele, Hărmășești, una sus, de zona Urzicenului, da? Au venit de la Surăzii, de Trăina, una sus, de la Constanța, Constanța Paradarlu, da? Salut, domnului, Eforie, și Eforie, zona Eforie, da, acolo, rămână. Au venit de la Călăraș, una sus, Călărașul. De la Ferișorul, Ferișorul de Călăraș, una sus, da? Au venit, este o familie aici, de la Bucur sau Grada. Gheorghe Lazăr? Gheorghe Lazăr. Dânsii sunt nelor din Olanda, ne bucurăm că au venit. Eram într-o parcare la Plus, la magazinul Plus și era dânsa cu trei fetițe. Am fost la coadă și aveam o invitație și Doamne a zis de eu. Eram cu fiul meu, cu Paul și am dat invitație și asta acum o lună și vin și au venit, ne bucurăm. Mulțumim pentru prezență. Am omis pe cineva, mai este din altă parte, din Ciulnița, nu? Ciulnița Slobozia, pe aici, pe aproape, da? Scânteia? 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 Mâna sus, da? Uitat. Ne-am bucurat. Cu bucurie să fim împreună. A fost un timp, pentru unii, poate prea încărcat. O să ne rugăm și o să se roage fratele. Și după aceea, rămâneți pe scaune, pe bănci. Am pregătit o gustare. Sunt niște sandwich-uri, sunt ambalate, o să primească fiecare. Și o soră cu inimă a pregătit niște plăcintă cu dovleac, cu nucă, cu scorțișoară. Și o să primești așa. Și în timp ce mâncăm, am rugămintea, dacă cineva are o întrebare care își rămâne, să știți că Domnul Iisus a primit multe întrebări, a fost întrebat de oameni și Domnul Iisus a răspuns la întrebări. Și cred că Cuvântul lui Dumnezeu poate să ne răspundă la aceste întrebări. Dacă sunt, scrieți-mă în bilet de poate, dacă nu aveți curaj să răspundeți și vă să spuneți, în timp ce mâncăm atunci, putem să comunicăm, da? A fost o situație în care erau peste 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, și Domnul Iisus a spus, stai jos! Și i-a împărțit încete de 50, și apoi a împărțit pâinile, a mulțumit, o să mulțumim și noi pentru mâncare. Și aș vrea ca să comunicăm, dacă aveți o întrebare, puteți să o puneți direct sau să o scrieți pe bilețel, dacă nu aveți praș și faceți să ajungă în față. Și cineva o să vă răspundă, sau... Mi-am adus aminte de o întâmplare, este adevărată. Cineva spunea, povestea că a venit la Stalin un om. A avut curajul la marele Stalin, ați auzit de Stalin. A fost conducătorul poporului rus mulți ani. Și a dominat acest popor. L-a robit. Și avea o întrebare omul acesta și a avut curaj să-i spună întrebarea aceasta. Cum se face tovarășe Stalin că poporul, deși este ținut cu mână tare așa, totuși te urmează, totuși vine după tine? Pentru întrebarea asta merita moartea, dar
Stalin, cu dracucul în gură, face un semn, spune un cuvânt și cineva apare cu o găină. O ia, o pune sub braț și începe și smulge penele găinii, una câte una. Găina vie. Și începe și zice, găina se zbătea acolo, dar el o strângea și mai tare sub braț și trăgea din pene. Și găina să scape, nu putea, ținea și mai tare și smulgea, până când a terminat cu toate. Și a rămas găina chiar. Și-i dă drum. Suflă ușurată, bagă mâna în buzunar, scoate niște grăbânțe și se duce la găină. Și găina a început să ciugure pe mână. Trage mâna, bagă în buzunar și pleacă găina după el. N-a trebuit să explice, dar imaginea era sugestivă. Cine este găina? Cine este Stalin? Cum suntem noi? Putem să scăpăm. După ce am scăpat, unde ne ducem? Tot după el. Astăzi poate să fie o zi a schimbării. 10/10/2010. O zi de naștere pentru unii dintre noi. O zi a schimbării. Cine hotărăște? Fiecare personal. Astăzi poți să spui, așa cum stai. Doamne, Tu mi-ai vorbit. Doamne, Tu m-ai iubit și mă iubești. Ți-ai dat viața pentru mine. Nu mai vreau viața aceasta. Vreau viața cu Tine. Nu contează cuvintele. Contează ce este în inimă. Dumnezeu se uită acolo în inima ta. Nimeni din sala aceasta nu știe așa de bine cum știe Dumnezeu ce este în inima ta. Poate să fie o zi a schimbării. O zi în care să alegi să urmezi pe altcineva. Să-L urmezi pe acela care te iubește și care și-a dat viața pentru tine. Prima poruncă pe care a rostit-o Domnul Hristos a fost aceasta. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția cerurilor este aproape. Ține de noi. Și a doua știți care este? Că în ordinea care le vedem în Noul Testament, în Evanghelie. A doua este aceasta. Vină după mine. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dacă vrem, lăsăm totul și mergem după El. Dacă nu, ne vedem de drum mai departe. O să se roage fratele, să mulțumim și pentru mâncare. Rămâneți pe scaune, pe bănci. Și în timp ce o să vină și să se împartă sandvișurile, tinerilor să mai cânte. Suntem în aceste momente solemne înaintea Ta, Dumnezeu și Tatăl nostru. Ai și Tu o masă în ceruri, avem și noi o masă aici jos. Pe masa aceasta, frații s-au trudit să pună ceva pentru trupurile noastre. Te-ai gândit și Te-a costat enorm să pui ceva pe masa Ta pentru sufletele noastre. Ca să ne ai cu Tine, ca să ne întoarcem de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Tine, a trebuit să-L trimiți pe prea iubitul Tău Fiu. Îți mulțumim pentru acela care s-a întrupat, pentru acela care s-a făcut om, pentru acela care a mers la cruce, pentru acela care a dat piept în piept cu stăpânul rău al vieții noastre, acela care a putut pe crucea Golgotei să biruiască puterea Satanei, puterea de atracție, puterea de amăgire, puterea de minciună,
puterea de desfrâu, puterea de mândrie, toată puterea satanei a fost zdrobită acolo la Golgota de prea iubitul tău fiu. A murit aievea real și adevărat pentru păcatele mele și pentru păcatele tuturor de aici. Dumnezeu și Tatăl nostru, prețul este enorm. Aștepți acum ca fii rătăcitor să se întoarcă la tine, să se întoarcă de bună voie, să se întoarcă din necesitate, să se întoarcă chiar din nevoie, să-și mărturisească păcatele ție și să creadă în prea iubitul tău fiu și în sângele lui ispășitor. Ne plecăm înaintea ta, în această seară, în locul acesta. Te rugăm să-ți faci această lucrare. Te rugăm să cercetezi pe fiecare băiat și pe fiecare fată, pe fiecare adolescent, pe fiecare tânăr, fiecare familie tânără, pe fiecare dintre noi de aici, din localitățile care s-au spus. Dumnezeul și Tatăl nostru, mâine nu este al nostru. Mâine s-ar putea să nu mai fim pe pământul acesta. Sau pentru cei care avem habar de adevăr, se poate ca să vii chiar în seara asta să-L trimiți pe Domnul Iisus și să plecăm acasă la tine și ceilalți să rămână sub judecata ta. De aceea ne apropiem de tine în seara aceasta, în numele prea iubitului tău fiu, și te rugăm fierbinte, dacă vrei să insiști, dacă vrei să luminezi, dacă vrei să atragi cu funii de dragoste, dacă vrei să ieși în întâmpinarea vreunui timid, vreunui descurajat, dacă vrei să aprinzi lumina, dacă vrei să faci această minune, să convingi ca semenii noștri de bună voie, personal, să se pocăiască, să se judece pe ei înșiși, să recunoască starea lor și să vină la tine, ca să fie îmbrăcați în hainele Fiului tău, ca să fie invitați la ospăț, ca să treacă din moarte la viață și de sub puterea celui rău la tine. Dumnezeul și Tatăl nostru, nu lăsa întâlnirea aceasta fără roadele veșnice ale mântuirii tale. Așteptăm de la tine, lucrează tu și în dialogul care va urma, acele întrebări, acele nedumeriri care să capete răspuns de la tine și care să conducă la mântuire. Așteptăm, Doamne, de la tine și îți mulțumim. Amin. Amin. Lasă-o. Am mulțumit, fratele, așa. O să vină serviciule. Unii dintre noastre au scris la intrare, când au venit, numele, orașul, numărul de telefon, adresa, e-mail, vârsta. Sunt unii care n-au scris. De ce am făcut aceste liste? Dorim, cu ajutorul lui Dumnezeu, peste 3 luni, dacă vom mai fi, să ne mai întâlnim în locul acesta și ca să putem comunica, să putem anunța. Cei care nu au scris, care știu că nu au scris, o să circule așa, pe rânduri, da? Și repede, din ce se mănâncă, se poate completa cine vrea, da? Ca să putem lua din nou legătura. Acum o să cânte tinerii. Sau îi lăsăm să facă. S-a gândit cineva la o întrebare? Are cineva o întrebare și vrea să spună? Fără să scrie? Da. Deci, dacă voi scriam, fratele, ce ziceam pe voi, da? Scrieți pe o hârtie, o hârtie de hârtie, întrebare, scurtă.
știți că și plăcinta e bună. Bine, după aceea. Avem și apă. După aceea. Cați, frate. Yeah.
Thank you.
fiți anunțați în timp, dacă ați lăsat o adresă de contact. Ce vreau să vă spun este că cei care sunt în apropiere, au mai nu știu cum ați venit, sunt unii care au fost invitați de altcineva, unii care au primit invitații direct și au venit în locul acesta. Nu este afișat un program afară, dar în fiecare duminică la ora 10:30 avem strângere aici, biserica, credincioșii care sunt și oricine dorește poate să revină în locul acesta, duminica de la ora 10:30. Iar cei care ați venit invitați de altcineva în alte localități, sunt de asemenea biserici unde puteți să veniți și să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte important lucrul acesta, de aceea căutați. Există partea noastră și există și partea lui Dumnezeu. Dumnezeu aleargă, dar și noi trebuie să venim către El. Dumnezeu ne caută, dar trebuie să ne lăsăm și ne găsiți. Da? Adam, știți ce a făcut Adam după ce a păcătuit? Hai că vă pun eu o întrebare. Atenție aici. Puțin atenție. Ce a făcut Adam după ce a păcătuit? Cine vrea să răspundă? Cine vrea să răspundă? Uite, Alexandra. S-a ascuns. Alexandra de la Însurățeii a spus că s-a ascuns Adam. Ce a făcut Eva după ce a păcătuit? Ce-a făcut Eva? Cine răspunde? Ce-a făcut Eva? Haideți! La fel, da? Împreună s-au ascuns. Ce-a făcut Dumnezeu după ce oamenii s-au ascuns? I-a căutat, nu? I-a strigat, da? I-a strigat. Unde ești? Nu? Așa i-a strigat. Unde ești? De ce i-a strigat Dumnezeu? Ce trebuia să se întâmple acolo, în grădină, în grădina Eden? De ce trebuia să se întâmple? De ce a venit Dumnezeu și de ce i-a strigat pe Adam și Eva? Că erau doar doi oameni atunci. Ca să stea de vorbă, da? Ăsta este și gândul. Dacă ați văzut invitația, te aștept să vorbim, da? Și Dumnezeu ne așteaptă să vorbim cu El. Și lucrul acesta putem să-L facem prin rugăciune. Mai este nevoie de ceva? Ne spuneți? Vrem să ne cadrăm în timp. Este 7:30, așa cum am spus. Am mâncat. Ne-am săturat. Domnul fie lăudat. Amin. Vă mulțumim pentru prezență. Vă mai așteptăm. Ne așteaptă și Dumnezeu să vorbim cu El, putem să facem rugăciune. Cei care au venit de departe, dorim însoțirea lui Dumnezeu și să ajungeți cu bine. Și noi putem să vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune și El vorbește cu noi prin cuvântul Său, prin Biblie. Dacă aveți Biblia acasă, citiți-o. Dacă aveți Noul Testament acasă, luați-l și citiți-l. Dacă nu aveți, faceți-vă rost. Întrebați pe cineva care are și poate să vă dea una. Avem și aici Noi Testamente, câteva, sunt acolo în spate. Dacă cineva vrea să citească și nu are, poate să ia de acolo. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu.
peste fiecare parte și peste casele de voastră și peste cei dragi. Dă-o putare!